Astăzi am pregătit o provocare pentru fete. Trăiește sărac sau bogat la piscină! Îmi place această provocare! Eu voi trăi bogat! Nu, eu! La 1, 2, 3, vedem cine trăiește bogat sau sărac! 1, 2, 3 și... Cristina va trăi în cea mai săracă zonă a hotelului. Va mânca lipii și pepene verde. Dar ce voi bea? Apă din piscină? Exact! Oh, nu! Apă simplă vei bea. Doar Cătălina? Eu voi putea bea și latte, și Fanta, și Cola. Yeah! Dar Cătălina va trăi în această zonă a hotelului. Toată piscina este a mea. Acum plec să mă bălăcesc! Am și un colac! Piscina este foarte adâncă, iar eu nu pot să mor! Uitați-vă ce truc pot eu! Oare ce face piscina mea? Vai, ce zonă gălăcioasă este aici! Este chiar lângă stradă și mă doare! Capul. Ce poți să faci toată ziua pe un șezlong? În piscină nu am voie să mă scald. Dar voi puteți așa ca mine, scrieți în comentarii. Vreau să mănânc pepene verde. Hei, mă aude cineva? Dar întâi vreau să beau cafea. Wow, cafea chiar în piscină. Super! Și ce mâncare simplă! Puțin pepene verde! Wow, super! Mulțumesc! Este cea mai tare vacanță! Iuhu! Privește ce s-am adus! Iaurt cu cereale foarte gustoase! Ce? Cereale cu iaurt? Nu vreau! De ce? Sunt foarte gustoase! Mie nu-mi plac cerealele! Eu vreau clătite americane! Poftim clătite americane cu ciocolată! Wow! Nimeni nu mă aude! Toți sunt ocupați doar cu ea! Mă duc să văd ce face ea acolo! Mă duc un pic să mă scald în piscina ei! Să mă deghizez, să nu mă vadă! Înghețată! Super! Poftim pentru dumneavoastră! Wow! Suc colorat! Aici este orange cu galben, iar aici verde cu galben. Păi acum mă purișez la barul ei, de unde este deservită. Și îmi voi comanda o limonadă. Ce? Oricum nu mă vede. Nu mă vede nimeni. Dar cine este ce-o fată în chipiu? Ai intrat în apă cu chipiul. M-am văzut. Și aici m-am văzut. Un suc, vă rog. Și eu vreau un suc. Ce voce stranie. Să fug de aici. Precis mă vă prinde. Mă duc să fac cunoștință cu acea fată. Este așa tristă. Nu înțeleg de ce fuge de mine. Hei, stai! Mă prinde precis. Hei, stai! De ce fugi de mine? Eu așa am...
Tu ai glumit? Da, un pic. Dar ce? Să trăiesc doar dulce și răbucată și un sărac? Ai văzut ce mini oameni un sărac? Mănânc doar brânză și pâine. Gata, sărioară, ai pierdut challenge-ul. Iar eu am câștigat. Așa-mi trebuie de somtrișot. Am pierdut provocarea iarăși. Ai pierdut provocarea. Că știu că am pierdut-o. Nu te mai bucura atâta din cazul altuia. Să nu trișați niciodată. Jucați cinstit. Nu ca mine. Dar